Reprezentanții Agenției Naționale de Administrare Fiscală atrag atenția asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise în numele instituției prin care contribuabilii sunt rugați să furnizeze informații privind facturile emise în sistemul e-factura pentru societățile pe care le administrează sau la care lucrează. Reprezentanții instituției recomandă contribuabililor să nu deschidă acele e mail Mesajele false sunt transmise de pe adresa de e-mail finanțe.com iar reprezentanții instituției atrag atenția asupra faptului că această adresă de e-mail nu aparține ANAF. Aceștia recomandă utilizatorilor să nu deschidă aceste e mail să nu dea curs unor astfel de solicitări, să nu acceseze documentele anexate sau linkurile din conținut și să nu transmită date personale. Precizăm că serviciile oferite de ROE Factura sunt accesibile prin SPV, adică spațiul privat virtual, respectiv prin API, interfața pentru depuneri interogări automate. În contextul obligativității sistemului informatic roie factura Business to Business, de la data de 1 ianuarie 2024, preocuparea companiilor de a se conforma este speculată de persoane rău intenționate cu scopul de a frauda sau obține informații cu caracter confidențial, astfel că vă recomandăm atenție sporită. Serviciul Spațiul Privat Virtual pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, a fost creat și dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituția. Au transmis reprezentanții ANAF.